Deșteptarea. Timp de 15 ani, o japoneză și-a cumpărat mâncare cu mai puțin de 2 euro pe zi și din banii economisiți a reușit să-și cumpere 3 case și o cafenea. Asta în Japonia? Bine, vezi ce înseamnă, că n-a trăit în România. Da. Dacă trăia în România, ce își cumpăra în de bani? O bicicletă, cred că. În Cluj își cumpăra un cort. Un cort, ceva. Saki Tabogami are 37 de ani, a apărut la TV și a explicat că nu dă mai mult de 200 de ieni pe zi pe mâncare. Asta înseamnă cam un euro și un sfert. Un euro și 20 ceva de eurocenți. Cam atât ar fi. De 6-7 lei pe mâncare pe zi. Asta da. E un fel de Robert Negoiță al capitalei, doamna din Japonia, pe cuvântul meu. Știi că Robert Negoiță dădea 13 lei pe zi pe hus să-și cumpăra. Da, da, da. Și din banii economisiți și-a cumpărat un SUV de la Bentley. Exact. Știi? Deci este fix același caz, varianta... Așa a fost și Tudose, care n-a folosit bani la, n-a pus bani la bancă și din banii economisiți din comisiunea bancare și-a cumpărat Mercedes G-Clase. Okay. Așa se face. Deci cum se face, practic, știi? Păi, dar uite, n-am nici, nici măcar permis nu mi-am luat. Așa, cum se face. Deci, de asta cu... Te întreb dacă în Japonia poți să mănânci așa, cu 6-7 lei pe zi. Eu am fost în vacanță în Japonia. Asta vreau să te întreb. Care sunt prețurile acolo? Păi, prețurile la avion sunt mari de tot. Asta te rupe. Din păcate, în rest, dacă ajungi acolo, serios, poți să te descurci. Există, în primul rând, că toată mâncarea în țara aia este... Eu nu am reușit să mănânc prost nicăieri. Am mâncat mediocru odată într-un loc, dar prost nicăieri nu se poate așa ceva. Oamenii aia sunt cumva hotărâți să facă din orice lucru pe care îl ating cel mai bun lucru posibil într-un fel sau altul. Și poți să cumperi, adică există, dacă te duci în, mă rog, la ei peste, în Asia au aceste mici marketuri care se cheamă 7-Eleven. Știu, și da. Niște replici, Lawson și Family Mart și ce mai au, unde poți să-ți cumperi mâncare și chiar să-ți încălzești mâncare acolo. Au, pentru public, au diverse cuptoare cu microunde, spații în care te duci și ți încălzești ceva ce cumperi. Și sunt, au lucruri care, bun, sigur, nu sunt mâncăruri de stele Michelin sau ceva de genul ăsta, dar sunt absolut oneste. Poți să te duci să mănânci un mic dejun de la 7-Eleven, care este absolut onest. Există ceva care se cheamă onigiri și care e un triunghi de orez cu umplutură. Sunt triunghiuri de orez, cum ar veni sandvișurile pe care mămicile japoneze le făceau copiilor japonezi care plecau la școală și care încă se mai fac acum. Sunt niște forme, așa? Orice mămică japoneză înțeleg că știe să facă onigiri. De orez lipicios, ca ăla de la mango, de la sushi. Da. E un orez învelit într-o algă, nori, algă uscată, și înăuntru umplutură. Umplutură de... Da, îmi plouă în gură, adică umplutură de somon, somon prăjit, somon fript, somon crud, icre, amestec de alge, ce vrei tu. Și un de ăsta costă, un onigiri costă în general un euro, cam atâta e. Și mănânci un de ăla și ține de foame, pentru că e un triunghi zdravân, cât palma așa, îți ține de foame cel puțin până la prânz. Dar să știi că și noi avem un supermarket în România unde se pot mânca lucruri, tip hot dog și sandvișuri și nu știu ce mai fac alte, că dar îl face vânzătoarea, costă tot așa nimic. A, știu, ține de foame. L-ai încercat, da? Ceata că nu-i se formează coadă ca să se facă hot dog la casă. Da, așa să... Și câte case ai până acum, Luca? Dacă ai mâncat păi nu, de acolo. Eu doar am constatat că există. Ah, ok, nu, deci nu te-ai ținut de plan. Că japoneza și-a luat 3 case din asta. Am auzit. Și într-una din case, la parter, a făcut cafenea pentru pisici. Păi era clar că are ceva. Da, păi a și spus, și spus că ea are, adică asta și-a dorit toată viața, să adopte pisici. Am luat și eu o pisică, un boschetăre și... la casă adoptat. Da. E foarte frumos. Bravo, să ai unul. Doi. Da, da, a făcut cafenea pentru pisici. Vezi că și în București ai cafenele pentru pisici. Adică nu e ceva... E foarte, e extraordinar de mișto. Eu pe inima mai escrocat acum o pisică. Am văzut. Da. Aia multicolora? Da, multicolora. Ai dat-o? Băi, nu pot să pun mâna pe ea. Deci vine... Da, solicitări ai? Că am înțeles că e ceva deosebit. Există niște solicitări. E foarte drăguț. Am o pisicuță... Mai avem timp să cerem telefoane ceva sau hai să cerem, hai să cerem și telefoane oamenilor. Da. Ce vrei să intre? Pentru că am vorbit despre Japonia și mâncare, vă întreb logic cum economisiți. Dacă reușiți să economisiți ceva. Nu, serios. Deci reușiți să economisiți ceva din banii pe care îi câștigați din salariu și pentru ce? Pentru ce vreți să economisiți? Doamna asta n-a mâncat ca să-și cumpere casă. Și-a luat 3. Da, eu economisesc ca să călătoresc, recunosc și insit. Adică dacă aș putea să găsi o metodă să
cumpăr bilete de avion ieftine, aș fi mult mai fericit, că în rest acolo nu te costă mult când ajungi, știi? Adevărat. Da, 0372069599, numărul nostru de telefon, sunați-ne și spuneți-ne dacă reușiți să economisiți și pentru ce, care-i visul, și mesaj audio 0728 3D1 3D2. Ce de foarte bun, foarte frumos. Așa, practic, japoneza noastră din poveste s-a lăsat de mâncat. Ce economisit? A mâncat, da, a mâncat ieftin, știi? Mâncat. Uite, puțin. Și eu, a 48 de kilograme, da? Am nu cap de multă mâncare. Tu foarte mult, da? Da, să știi, să știi, chiar am pus bani deoparte, dar nu, n-am făcut foamea. Dar în România e greu, că ce faci? Uite, la noi aici 22 de lei un sandwich, deci 4-5 euro deja. Da. Pe zi, o masă și dar nici tu... nu... De câte ajunge? Ori? Mănânci de două ori pe săptămână? Hai, Vlad. Nu, mănânc serios? Nu, serios. Mănânc, uite, am luat micul dejun de dimineață. Mi-am făcut un Ai bol cu cereale. Un nu, bol cu cereale? Bol cu cereale mi-am făcut, cu ovăz și cu... Fără zahăr, fără și... Da, ovăz de la imposibil de mâncat, nu? Iaurt grecesc. Ovăz, e foarte bun. Mi-am făcut și cu unde arahide. Chinoa. Unde arahide? Mănânci tu unde arahide? Da, asta a fost singura dată anul ăsta, când ai voie unde arahide. Nu, mănânc aproape zilnic la un castron de iaurt întreg. Mi-am băut cafeaua, probabil o să mă apuce din nou foamea pe la vreo... Deci eu n-am cum să, n-am cum să economisesc. Ciorbe, nu fac cred. Ciorbe acasă, da. Sandwich-uri îmi fac cu tot ce? Felul. Fără pâine. Eu sunt foarte mare iubitoare de lactate. Mi-mi plac sandwich-ul foarte mult lactatele. Nu, caș de la Botoșani, de la mama trimis, da, cu cașcaval. Mai mănânc vegetale, așa, mai mult. Fructe, legume. Lacto-veget. Da. Mă rog, eu mănânc de toate, în afară de carne propriu-zisă, pentru că nu mai pot. Am mâncat atât de multă carne la viața mea, încât am zis, nu mai. Acum vreo 20 ani s-a întâmplat minunea. La cât cântărești, important e să nu bate vântul tare afară. Am pățit, m-a prins vreo vâș de ăsta de 50 la oră, m-a luat un pic de sus. N-are nimic, o prind un stâlp. Zic cu economisirea. Băi, dintre mesaje, cel mai bun este al lui Adrian. Da. Care spune, în Japonia nu mănânci pentru a economisi, iar în România economisești pentru a mânca. Băi, foarte bun. Să știi. Are foarte mare dreptate. Asta este mesajul dimineții. Altfel, cum spuneam, multă lume economisește pentru a călători. Avem și o doamnă care economisește pentru a-și plăti ratele în avans. Da. Bună. Am avut un credit, am avut două credite în viață și pe amândouă le-am plătit în avans. Mă stresează ideea că asta mi se pare o practică proastă. Sunt de acord, dar am pentru scăpat că, de ele. În general, știi ce liniște banii se acum? Devalorizează. Iată că am ajuns în ziua de astăzi. Adică eu plătesc și eu am rate la casă. Da. Și am avut un contract pe 19 ani, creditul. Da. Și mai am un pic din Ai el. Dobândă variabilă sau fixă? Nu, am dobândă fixă. Păi, iar suma pe care o plătesc raportat la cât valorează banii aia, cât valorau acum 16 ani și cât valorează în ziua de azi, plătesc o treime. Da. Nu, nu, că e rezonabilă. E o glumă. Sunt de acord cu tine. Este un principiu, e un principiu corect. Dar psihologic trebuie să fii pregătit pentru asta. Să te gândești. Adică în primul rând trebuie o dobândă fixă și o rată care să fie exprimată în lei și fixă, care să fie rezonabilă raportată la veniturile tale. Adică să nu te copleșească. Dar odată ce ai contractat un astfel de credit și... Și să știi că peste 10 ani, dar o să plătești mult mai puțin. Principiul este corect. Adică de ce este chinui să-l plătești din avans? Bă, nu știu, m-a stresat atât. Nu-mi place să am datorii deloc. Și nu-mi place să știu că în fiecare lună trebuie să mă duc să dau bani cuiva. Și dacă nu dau bani o lună, nu știu ce se întâmplă. Frate, chestia asta mă stresează îngrozitor. Și atunci am preferat să sufăr, recunosc, 3 ani, săraca Ione, îi luam aproape tot salariul. Când am luat casa, am luat-o pe credit, știi? Știu cum zic, dar nu mai pot, nu mai putem, avem constrângeri. Asta e, în 3 ani am terminat o treabă și acum suntem free ca pasărea cerului. Nu mai avem datorii, nu mai avem rate, nu mai avem nimic. Și mai și economisim, sigur, mănâncă pisicile astea foarte mult. Da, dacă o să faci socoteala acum, acum ai fi câștigat bani, practic. Eu n-am nici rate, n-am nici bunuri. Sunt atât de free, adică... Asta e cel mai bine, să știi. Și nu, și pe mine mă strânge în spate dacă ar trebui să am vreo datorie. N-am făcut niciodată rata la bancă. Ești gata să te faci yoghină, să te retragi în Tibet? Aș putea, nu mă ține nimic în loc, da. Nici o rată. 8:55, mulțumim frumos pentru toate mesajele. Noi mai rămânem încă o oră împreună aici, în Deșteptarea. Deșteptarea